Un accident rutier a fost produs în decursul zilei de astăzi după ce un șofer nu a oprit la indicatorul stop. În urma accidentului, șoferul s-a ales cu o amendă usturătoare, dar și cu permisul suspendat. Două mașini au fost implicate astăzi într-un accident rutier după ce unul din șoferi nu a oprit la indicatorul stop. În urma impactului, autoturismele au fost grav avariate, însă, din fericire, conducătorii auto nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un bărbat din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, în timp ce conducea un autoturism pe strada Nicu Cernăianu, nu a respectat semnificația indicatorului oprire, a pătruns în intersecția cu strada Independenței, unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat din localitatea Dârvari. În urma impactului nu au rezultat victime omenești, doar avarii auto. Conducătorul auto din municipiul Drobeta-Turnu-Severin a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 publicată și modificată, cu amendă și suspendarea exerciterii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Șoferul vinovat s-a ales cu amendă, dar și cu permisul suspendat, neavând voie să conducă pe drumurile publice.